Pentru nouul mandat obținut de primarul comunei de Tamaseni.
anul de vârstă. Domnul Giurgela. Păi, cred că ar trebui să... Așa, și în cazul la precitire în ordine alfabetică sau cum stabiliți, a listei de consilieri pentru a depune rândul. Da? Să începem? Sigur că da. Antoni Chiulian. Haideți să depuneți jurământul și să semnați. Semnatul Antoni Chiulian, consilier local al Consiliului Local Tămășeni, în conformitate cu prevederile articolului 117 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Tămășeni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Felicitări, domnul consilier. Mulțumesc. Nu, doar tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Tămășeni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Felicită, domnul consilier. Felicitări, domnul consilier. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în putință și priceperea. Priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Tămășeni, așa să ne ajute Dumnezeu. Felicitări, domnul consilier. Să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterele și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Tămășeni. Așa să ne ajute Dumnezeu. Felicitări, domnul consilier. Domnul Cântacie, Marmion, stai. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Tămășeni, așa să mă ajute Dumnezeu. Felicitări, domnul consilier.
Da, pe Stefan. Jur să respect Constituția și libertății și să fac cu bună credință tot ceea ce este în putere din pierde și cererea mea pentru binele locuitorii în comunii de mașini. Așa să ne ajute cu mine. Felicitări, domnule consilier. Mulțumesc. Doamna Bortu, am gândit la noi. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Tămășeni. Așa să ne ajute Dumnezeu. Felicitări. Nu știu să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Tămășeni. Așa să ne ajute Dumnezeu. Felicitări, domnule consilier. Domnul Dumnezeu Emilian. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Tămășeni. Așa să merg de Dumnezeu. Felicitări, domnul consilier. Doamna Dumnezeu Gabriela. Și legea țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Tămășeni. Așa să ne ajute Dumnezeu. Felicitări, doamna consilieră. Subsemnat, nu? Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Tămășeni. Așa să ne ajute Dumnezeu. Felicitări, domnule consilier. Domnul Iosu Biosi. Respect Constituția și legile țării și să fac o bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Tămășeni. Așa să ne ajute Dumnezeu. Felicitări, domnule consilier. Felicitări, domnule consilier. Domnul Stefan Octavian. Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Tămășeni. Așa să ne ajute Dumnezeu. Felicitări, domnule consilier. Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și perceperea mea
pentru binele locuitorilor comunei Tămășeni, așa să-mi ajute Dumnezeu. Felicitări! Reprezentanța mass media, vă salut pe toți deopotrivă, cu respect. În primul rând vreau să-i felicit pe aleșii locali, domnul primar, Stefan Lucaci, consilierii locali, pentru mandatele obținute. Este o victorie a fiecăruia, așa cum a știut să aducă încredere în sufletele, în mintea și inima oamenilor. Și de asemenea vin și eu cu un îndemn similar cu al domnului prefect, Consiliul Local Tămășeni să fie o echipă lucrativă, implicată, decentă, responsabilă față de interesele comunității. Odată cu 1 ianuarie 2021 începe și exercițiul financiar bugetar al Comisiei Europene. Știm cu toții că România are o sumă record alocată, 79,8 miliarde de euro, numai că acești bani sunt alocați, nu sunt și luați din capul locului. De asemenea, acești bani au fost deja împărțiți pe domenii, până la sfârșitul acestei luni, guvernul va veni cu repartizarea lor și pe axe. Iată de ce e foarte important pentru comunitatea dumneavoastră, ca
Consiliul Local, aparatul de specialitate al primarului în frunte cu primarul, să fie dedicați și implicați pentru a obține cât mai multe fonduri. Comuna Tămășeni este o comună care în ultimii ani a înregistrat progrese vizibile, este o comună care este în dezvoltare, care se modernizează, iar eu cred că după 27 septembrie, cu privire la activitatea locală, politica se cam oprește și începe exercițiul legislativ local prin Consiliu și executiv local prin primar, aparatul de specialitate, cele două componente ale administrației publice locale să fie într-o permanentă conlucrare, iar inițiativele bune, indiferent din partea cui ar veni, trebuie să vizeze cetățeanul și dezvoltarea comunității. Vreau să aduc totodată și salutul colegului, prietenului meu din Camera Deputaților, domnul președinte Mugu Cosmanciuc, care din motive întemeiate n-a putut fi prezent astăzi aici, este pe drum, vine de la București. Ne-am împărțit astfel încât să putem rezolva din problemele pe care le avem, dar este cu sufletul alături de dumneavoastră și împreună cu mine, cu domnul prefect, cu domnul senator Eugen Țapu, aveți tot sprijinul nostru în proiectele următoare, pentru că este important ca dincolo de mecanismul legislativ național pe care un parlamentar trebuie să îl facă, este important și tot ceea ce putem face pentru comunitățile noastre. Și zona Roman Metropolitan este o zonă care în ultimii ani a înregistrat o dezvoltare frumoasă. Nu știu dacă dumneavoastră știți, dar din punct de vedere a statisticii pe Moldova, Romanul și zona metropolitană este pe locul 2 în Moldova ca dezvoltare în ultimii 10 ani, după Iași, după municipiul Iași. Ceea ce, sigur, ne responsabilizează și ne determină ca și pe mai departe să avem acțiuni frumoase. Comunele din jurul Romanului, Cordunu, Tămășeniu, Horia, da, și celelalte puțin mai îndepărtate, cum ar fi Ghiraieștiu sau Secuieni, sunt de asemenea în pole position și primari vrednici, consilii locale lucrative și dinamice au reușit și sunt convins că au reușit să facă lucruri frumoase pentru fiecare cetățean în parte și deopotrivă pentru întreaga comună. Vreau să vă urez multă sănătate, spor în toate, să aveți rezultate frumoase ca peste 4 ani să puteți să mergeți în comunitate, pe stradă, în biserică, în școală, în primărie, cu fruntea sus, respectați fiind pentru lucrurile pe care le-ați făcut pentru comunitatea din care s-o veniți. Mult succes tuturor și Doamne ajută! Mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnule prefect, pentru prezența dumneavoastră astăzi la Tămăceni, domnului deputat Leoreanu, prietenul nostru de la Roman, dar o considerăm că este și prietenul nostru la Tămăceni. Pentru festivitatea de astăzi, vreau să mulțumesc și Consiliului Local integral și mult succes pe mandatul de 4 ani. Și la fel îmi doresc și eu, ca și înainte, să fim doar o singură echipă ca lucrurile bune care sunt pentru comunitate, să le facem împreună și să nu ținem cont de culoarea politică. Pentru că făcând ceva pentru comunitate, înseamnă că facem pentru oameni și nu pentru noi personal. Mulțumesc frumos tuturor pentru ziua de astăzi și, după câte știu, alegerea viceprimarului nu este astăzi. Nu, nu. Va fi, cred că, după validarea următorului suplean și cred că va fi, eu știu, săptămâna viitoare undeva, cred că joi, vineri sau vedem, nu știm exact data când va fi. Da, mulțumim încă o dată tuturor pentru ziua de astăzi și Doamne ajută ca 4 ani de zile să fim prieteni și să facem toate lucrurile bune pentru comunitate. Mulțumesc! Doamne!